2010 ne străduim la asociația Există Viață după Doliu să ajutăm toate familiile care au un dor foarte mare. Dorul de cineva care a plecat prea devreme și a lăsat în urmă și tristețe, dar și multe lucruri greu de rezolvat fără ajutorul celor din jur și bunătatea lor. Tabăra Dorului este un eveniment pe care noi îl facem din 2013. Este vorba despre 4 zile în care 8-9 familii monoparentale se întâlnesc, ele vin din toată țara, se întâlnesc la Azuga pentru a descoperi că după doliu mai este ceva. Cu speranța construită la ședințele de consiliere de grup, exercițiile de terapie prin artă, exercițiile de proiectare a viitorului pe care copiii le fac împreună cu mama sau cu tata, ei încep să capete speranță că viața nu s-a sfârșit sau că viața nu va fi neapărat rea pentru ei, ci ei au putere, ei au prieteni și donațiile pe care le-ați oferit pentru a face acest eveniment gratuit vor ajuta multe familii să vină fără să trebuiască să plătească niciun fel de taxă, pentru că știți cum este atunci când treci printr-o perioadă foarte grea, nu te gândești, mai trebuie să mă duc la un psiholog, trebuie să dau mai mult de 10 milioane pentru lucrul ăsta. Pentru o familie obișnuită din România, nu este un gând care revine, din contră. Stau în casă, aștept să-mi treacă durerea, mă rog ca într-o minune copiii mei să fie bine. Ne educăm în timpul acesta că a cere ajutor este normal și vestea bună este că și a primi ajutor este la fel de normal și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Și aș vrea să profit de ocazie că sunt aici, la microfon, așa, să o rog pe colega mea, Alexandra, să ne spună în două cuvinte cum a fost anul trecut în tabără. Ea este voluntar la noi. Bună seara, mă numesc Dina Alexandra, sunt voluntar al asociației Există Viață după Doliu de ceva ani. Categoric este cel mai frumos stagiu de voluntariat de care am avut parte. Tabăra Dorului. Un proiect deosebit, o experiență fantastică pentru mine. Am întâlnit sentimente, oameni. E minunat, chiar dacă poate la ora 10 dormeam, pentru că aveau la un dat copii atât de multă energie, dar de asemenea și sentimente atât vesele, cât și mai puțin vesele. E un proiect minunat, îmi doresc foarte mult ca acest proiect să se întâmple an de an, vară de vară și în două ediții. De aceea este foarte important ca an de an să fim alături, să strângem fonduri și să aibă loc acest proiect. Dacă ar fi să transform experiența de vara trecută într-un cuvânt, ar fi magie. Sentimentele de dor, sentimentele dureroase, pur și simplu iau capătă o altă formă acolo. E minunat și vă invit să fiți alături de noi și să dați vestea mai departe și vă mulțumesc foarte mult! Și înainte să dispară în spatele scenii, dacă te vrei, Ovidiu, să vii un minut să ne spui despre motivația ta de a te implica și despre copiii pe care i-ai adus cu tine. Mulțumesc! În primul rând, vă salutăm. Este salutul nostru al cetățenilor. În al doilea rând, vreau să-mi scuzați emoțiile, deși sunt un om care se hrănește din cuvinte, pentru că asta e meseria mea, am emoții în seara asta. Noi suntem un piager din Pupești de Ordeni, suntem un centru de inițiativă în ale cercetășiei. Este salutul nostru, încă o dată vă spun, și țin să vă salut așa, pentru că, în primul rând, purtăm această uniformă. În al doilea rând, aceste două degete ne învață multe. Cel mare îl învață aproape cel mic și protejează, practic. Ei, asta facem noi astăzi. Încercăm să-i protejăm prin părinții acestor cercetași și pe copiii care au pierdut pe cineva. Cu atât mai mult când ne suntem lupii ager, ne-am luat această denumire pentru că lupul nu este un animal care să trăiască independent, nu este solitar. Lupul este solitar și trăiește în gașcă, trăiește în grup. Ne-am învățat că trăind în grup putem să fim mult mai productivi,
să ne apărăm și să ne dezvoltăm. Ei bine, asta am încercat noi să facem. Am strâns o anumită sumă de bani, din ce am înțeles de la organizatorul acestui eveniment, va fi suficientă pentru ca o familie să poată să meargă în tabără, o familie care a pierdut unul dintre membrii importanți, și sperăm noi ca acel copil sau acei copii care fac parte din familia respectivă să poată să facă încă un pas spre a trece peste problema generată de pierderea suferită. Vă rog să-i aplaudați pe ei, pe părinții lor. Și mulțumim și ție pentru că te implici. Mulțumesc foarte, foarte mult. Și dau microfonul Lacrimeanei, care și ea este voluntar la noi. Suntem împânziți așa, să ne spună și ea cum a fost experiența ei ca voluntar și de ce este aici și nu în altă parte. Sunt de câțiva ani alături de Mihaela și de asociația Există Viață după Doriu. Sunt aici, în primul rând, pentru a aduce încredere copiilor, să continue să viseze, să aibă speranțe că visele alea pe care le ține ei îndesate undeva prin buzunare sau prin sertare, cu siguranță se vor împlini. Atât timp cât suntem noi aici, vom pune umărul și sufletul să li se împlinească visele, să continue să viseze. Vă mulțumesc din suflet că ați răspuns chemării prietenilor mei și sunteți astă seară într-un număr atât de mare. Vorba Mihailei, nu poate decât să ne bucure că sunt foarte multe echipuri noi. Înseamnă că, încet, dar sigur, veștile bune merg mai departe. Vă doresc o seară frumoasă. Aș vrea să-i mulțumesc lui Bernan, care a pus la dispoziție un număr impresionant de CD-uri pe care puteți să le achiziționați și banii constituie donație. Cărțile lui Alex, de asemenea, banii pentru cărți sunt donații, dar s-au evaporat. Și vă mulțumesc tuturor că ați avut acest minunat gând de a fi alături de noi și de a da aripi acestui minunat proiect. Îmi salut alături de mine, pe Alex. Eu am un speech de ținut și aș vrea să fiu scurt, pentru că trebuie să-i ascultați pe cei care urmează să ne cânte. Am să vă spun, pentru că m-au întrebat câțiva oameni, cum s-a întâmplat, cum s-a ajuns la ceea ce vedem acum. Am participat la o ședință la care m-a chemat Mihaela, care privea această asociație și la un moment dat mi-a scris pe mail dacă mi-a venit vreo idee și am cu ce să ajut și am păstrat ideea, iar în momentul în care am simțit bucurie să fac ceva, m-a apelat la acea idee, atât de simplu. Apoi am vorbit cu prietenul meu, Veran, care la rândul lui a vorbit cu prietenii lui, Mădălina, Deaconeasa, care este o prietenă de-a mea, și asta este rezultatul ce vedeți aici. Despre compasiune, aș spune ceva, o idee. Există o definiție care așează în cuvinte destul de bine ceea ce simt eu despre lucrul ăsta. Știu că uneori se confundă cu mila, poate să fie ca privit plictisitor treaba asta, compasiune, un cuvânt așa, parcă puțin, nu știu, plictisitor poate să fie, sau învechit. Definiția despre care vă spuneam este cam așa. Compasiune înseamnă realizarea faptului că în profunzime suntem unul și același. Adică dacă aici în lumea fizică suntem diferiți, ne vedem unul pe celălalt ca fiind diferiți, dacă mergem destul de mult înapoi, putem să vedem neapărat cu ochii fizici
că toți venim din același loc și eventual ajungem în același loc. Iar lucrul acesta, dacă îi permiteți să înflorească în voi, poate produce bucurie și ușurință de a face ceva pentru ceilalți oameni. Fără efort. În sensul că bucuria face singură ce are de făcut, mai bine decât aș putea să fac eu. Cam asta vreau să vă spun și cred că este ok să observi ce stare ai înainte de a face ceva pentru ceilalți. Pentru că dacă faci ceva în bine, să zicem, pentru ceilalți, dintr-o stare de frustrare, dintr-o stare de nervi și așa mai departe, chiar dacă ajungi la un anumit rezultat, ce îi transmiți în profunzime este acea stare. Și atunci, cred că putem să exersăm, dacă simțim nevoia și bucuria, să observăm ce stare avem, pentru că este foarte important înainte de a face un bine, ca starea să fie una bună, să lăsăm bucuria să facă în locul nostru ceea ce avem de gând să facem. Vă mulțumesc și bine ați venit și am să-l rog pe Veran să vină să ne încânte. Vei veni alături cu Cornel, nu? Înainte și... să... Da. Înainte să încânt și să vă încântăm pe toți, aveam o surpriză pregătită, dar din cauza emoțiilor am uitat. Asta te rog să mă ajuți. Da. Da. Avem pe cineva aici în, după amiază asta, în seara asta, care își serbează ziua alături de noi și o să o rugăm să vină aici în față și o să-mi rog și colegii să mă ajute, cei care cântă la voce, da? Haideți să-i duci aici, să-i cântăm la mulți ani. Ea este Nadia, este o prietenă foarte bună de-a noastră. O să cântăm a capela.